Așa cum scrii tu frumos. Ai scris? Ai terminat? Da? Îmi spui când ai terminat, că eu nu știu. 5 plus 5 egal cu 10. Acum, lângă ea aici, scriem 10 minus 5. 10 minus 5 egal cu? 5. 5. Scrie, te rog. Scrie și cât și tu ești. E tot la fel. Deci aia face exact ca cum lucrezi eu, scrii și tu. 10 minus 5 egal. În engleză, cum se equal, nu? Așa, 5. Râzi, am pronunțat așa frumos eu și tu râzi de pronunția mea. 10 minus 5 egal cu 5. Când ai terminat, spui. Am terminat. Bravo! Acum, alte două numere care adunate să facă 10. Alte două numere prietene care să dea 10. 8 plus 2. Perfect. 8 plus 2. Scrie și tu. Bine. Nu uiți asta să faci. Opt plus doi egal. Egal așa la mijloc frumos, scris foarte, foarte frumos tu. Opt plus doi egal cu 10. Totdeauna când termin, spui, terminat. Ai terminat? Mihai? Nu. Nu te rog să termin. 8 plus 2 egal 10. Am scriat-o, gata. Poftim? Am terminat. Bravo! Și acum, din 10 să scădem o dată pe 8 și pe 1 pe 2. Deci 10 scăzut pe 8, scrie, te rog. Hai! 10 scăzut 8. 10 scăzut 8. Zece, nu? Așa. 1 și 0. 10 scăzut 8. Egal cu? Tu spune cu cât este egal. Cu 2. Egal cu 2. Foarte frumos. Foarte bine. Și acum tot din 10, dar să scădem pe 2. Zece scăzut 2 egal cu? 8. 8. Scriem și asta. Ai terminat? Hai, de asta calculatorul e prea
Noapte. Ce face calculatorul? Că e prea aproape, că el tot umbla aici, că nu poate să nu mai umble. Da. E bine, Mihai, acum? Da. Bine. Ai scris 10 minus 8? Nu. Nope. 10 minus 8? 10 minus 2. Ah, și 10 minus 2, da? Da, 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 că 8 am făcut-o. 10 minus 2 acolo ești. Zece minus doi egal cu 8. A făcut-o. Bravo. Alte două numere care se dea 10. Alte două numere care împreună se dea 10. 7 plus 3. Așa. Bravo. 7 plus 3 egal cu... Calcul 10. Bun, să scriem asta, Mihai. Scrie și tu. Bine. Când ai terminat, îmi spui, Mihai. Am terminat. Bravo! Acum, 10 minus 3 egal cu? 10 minus 3 egal cu 7. Da? Scriem. E 10 minus 3 egal cu 7. Am scriat-o. Bravo! Și acum 10 minus 7, să scriem și asta. 10 minus 7 egal. Egal cu 3. Egal cu 3. Bravo! Scriem și operația asta. Egal cu 3, da. Bun, bun, Mihai. Dă-mi alte două numere. Găsești tu alte două numere care împreună să facă 10. 1 plus 9. Foarte bine. 1 plus 9 egal cu 10. Să scriem și asta. Am făcut-o. Bravo, mă! Acum, 10 minus 9 egal cu... Hai, stop! Egal cu 1. Da, să scrii și tu. Egal cu
A ta? Nu. Mai ai un pic? Da. Aproape. Gata. Bravo. Și acum 10 minus 1 egal. Deci 10 minus 1 egal cu 9. Egal cu 9, sigur că da. Mai dăm alte două numere. Care se facă 10? 10 plus 0. 10 plus 0. Foarte bine, corect. 10 plus 0. Egal cu... Calcul. 10. Am scris-o? Stai. Am terminat. Bine, Mirița. Și dacă din 10 scădem pe 0, cât obținem? 10 minus 0. 10 minus 0 egal cu 10. 10. Scrie și tu și această operație. Așa. 10 minus 0. 10 minus 0. Am terminat. Bine, mă. Și 10 minus 10? Egal cu 0. 10 minus 0 egal cu 0. Și scrie și această operație. Bine. Se vede la tablă, Mihaiță? Da. Da, și am terminat. Bine, mă. Ia mai găsește tu alte două numere. Că mai există o pereche care se facă 10. Șase plus 4. Așa, mă. 6 plus 4 egal. Scrie și tu, te rog. Bine. 6 plus 4. 6. Cu cât este egal? Cu 10. Sigur că da, sigur că eu așteptam.
Ca tu să-mi spui. Gata? Da. Ai scris-o? Și acum 10 minus 4 egal cu cine? Este cu 6. 6. Foarte bine. Zece minus patru, egal. Bravo! Și să facem și cealaltă scădere. 10 minus 6. Egal cu cine? Egal cu 4. Deci tu vezi, te uiți aici. 10 minus 6 rămâne prietenul celălalt. Deci din 10, dacă am scăzut unul din prieteni, când l-am scăzut pe 4, a rămas prietenul celălalt 6. Când îl scădem pe 6, da, tu ai făcut. Știi cum? Arată-le prietenilor noștri cum ai făcut tu. Că tu ai gândit așa, ai luat 10 cu mânuțile. 10, așa înseamnă. Și ai scăzut 6, care înseamnă, ce înseamnă 6? 5 și încă 1. 5 și încă 1 și a rămas 4! Așa spune prietenul nostru, că tu gândești foarte atent. Nu te-ai luat după șmecheria asta. Tu ai gândit așa, 10 minus 6, 6 și-a rămas 4. Da? Așa ai făcut. Da. Foarte, foarte bine. Ieță? Da. Cât face 10? 10 plus 2. 10 plus 2. Da. 10 plus 2 egal cu 12. 12. Foarte bine. 12 cum se scrie? Un 1 și un 2. Da? Uh-huh. Ăsta mi indică că avem două unități și ăsta de aici mi indică zecile. Da. Spune-mi tu, în 37, câte zeci sunt în 37? Da. Câte zeci sunt în 37? Câte zeci sunt în 37? Două. Nu, sunt trei. Că asta de ce spune? Adică avem un 10 plus încă un 10 plus încă un 10. 3 de 10. Ah. Așa îmi spune asta. Și plus un 7. Deci în 37 avem 3 de 10. 10, 10, 10 și pe un plus un 7. Ah. Da? Spune-mi tu în 57. Câți de 10 am în 57? Câți de 10? 5. Foarte bine. Deci am o 10 și încă una. Încă o 10 și încă o 10 și încă o 10 și încă o 10. Trebuie să fie, cum ai spus tu, 5. Uite, ăștia sunt 5. De 5 ori. Deci 10, 10, 10, 10, 10 de 5 ori
plus un 7. Dar în 17. Câți de 10? Un 10. Un singur 10, sigur că da. Un 10 și 7 la sfârșit. Un singur 10. Asta îmi spune de aici. Dar în scrierea asta. În scrierea 73. 73. Câți de 10? A, 7. 7, mă, ăsta îmi spune. Ăsta de aici îmi spune câte 10. Adică o 10. Adică cum ai arăta? Cu mânuțile odată, o 10. Și pe urmă iarăși încă o dată cu mânuțile. Și încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. De câte ori trebuie să arăți cu degete, cu mânuțile? Cu amândouă. De 7 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Și 7. Și încă o dată, 7 și mai punem și pe urmă mai aveți încă 3. Încă 3. Asta înseamnă 73. 10, 10, 10, 10 de 7 ori și încă un 3. Mihaiță, ia să văd eu acum. Foarte tare. Facem cea mai tare problemă din seara asta. Spune-mi tu cât fac 21 plus 34. Este 55. Băi, ce tare ai fost, bă. Cum ai făcut, mă? Cred că ai făcut așa. Eu te descoper că tu știi șmecherii. Pe 21 ai zis 10 plus încă o 10 plus un 1 cu roșu să-l pun. Plus 1. Deci de câte ori? Ai zis de două ori. De două ori. Și pe urmă, l-ai luat pe 30 și ai zis. Plus. Plus 10. Plus 10. Plus 10. Adică de 3 ori. Și plus un 4 cu roșu. Plus un 4. Și acum ai numărat. Câți de 10 ai văzut tu? 1, 2, 3, 4, 5. 50. Și plus un 1 și încă un 4. 1 plus 4 plus un 5. Și acum 50 plus 5 fac 55. Dar ce repede ai putut face calculul ăsta, că eu nu m-aș fi descurcat. Foarte repede ai făcut. Cum ai făcut, mai Mihai? Cred că ai adunat așa, 1 și cu 4 și ai făcut 5 și ai pus aici la sfârșit. Și pe 2 și cu 3 la 10, 20 cu 30, 50. Cred că așa ai făcut, omul. Dar ai foarte mare viteza. Nu reușesc să fac așa deodată. Eu am făcut ușor ca să înțeleg că nu știu să fac viteza asta mare a ta. Ia să văd dacă mai faci și pe ăsta, Mihaiță. Ia să zic, să spunem tu că cine este egal? 25 plus 34. Este 59. Nu se poate. Nu se poate. E prea repede. Nu pot să cred că poți să faci așa. Ce secret ai tu? Spune-mi și mie. Hai să-i spunem și prietenilor noștri, că eu nu știu să fac așa. Cum ai dat așa de repede 59? Eu am să pun 59, dar trebuie să muncesc. Tu spui că faci 59, dar eu nu știu de ce. Spune-ne tu cum ai făcut.
Păi, faci cu 2 ori cu 10 și după aia pui un 5. Adun 10. Deci a adunat 10 și a făcut un 5, da? După aia 20 cu 2 ore și după aia 3 și după aia 30 și după aia 59. Dar stai, că n-am înțeles, eu nu înțeleg foarte repede așa ca tine cum faci tu. Dar mai spune-mi o dată, cum ai făcut? Cum ai ajuns la 59, că e perfect, cum ai spus? Păi, 20 plus 5 egal cu 25 și după aia, păi 20 plus 30 egal cu 55 plus 4 egal cu 9. Asta era, mă! Asta era! Deci aduna 10-le, tu ai vrei să fac eu așa mai încet ca să înțeleg și eu? Eu fac mai încet ca să înțeleg și eu. Și tu să urmărești dacă eu am făcut bine. Uite-te cu multă atenție, Mihai. Deci în loc de 20 spun 10 plus 10 și plus un 5 cu roșu ăsta. Apoi plus. La 10 înseamnă 30. 30 înseamnă așa. Un 10 plus încă un 10 plus încă un 10 și plus 4. Plus 4. Și acum 10-le sunt 2 de 10 aici și cu 3 aici. Deci 2 de 10 și cu 3 de 10 egal cu 5 de 10. 50. Și plus 4 și cu 5 egal cu 9. Și acum se lipește. 9 vine aici, îl ocupă locul lui 0 de la unități și atunci face 59. Ce repede ai putut să faci? Foarte, 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 foarte repede. Rău, mi-ai. Dar pe asta nu mai faci? Nu mai poți face. Spunem cât fac 32 plus 47. O, 79! Ia, ce viteză ai, mă! 79, măi, foarte bine! Dar scăderea asta nu o faci. 79 scăzut 32. Nu o poți face. Este 47. Cum ai făcut, măi? Cum ai făcut, măi, Mihai? Te-ai prins de poanta asta, mă, că 79 scăzut 32, ăsta, rămâne ăsta? Nu știu cum ai făcut. Trebuie să-mi spui și mie. Spune șmecheria ta. Ce? Spune cum ai făcut scăderea asta, că asta nu știu. Așa, doar 47. Da, mă, 47. Foarte bine că ești atent, mă. Era o prostie aici, mă. Ne făceam de toată rușinea, mă, cât mai vedea cineva filmul ăsta. Dar spune tu cum ai gândit, cum ai făcut de ți-o dat 47, că eu nu știu. Mă dau bătut. Adicem un 10, scădem pe 10. La 10, scădem la 10. Cu 10 și după aia face 69. Și după aia cu un alt 10 cade. După aia un alt 10 cade. Alt 10 cade și face 59 și după aia când alt 10 face 49, da, și pe mai scăzut un 2 din 9
și a rămas 4-7. Foarte tare, foarte tare. Extraordinar. Extraordinar. Deci tu ai zis așa, scazi un 10, scazi iar un 10, scazi un 10 de 3 ori. Ai scăzut câte un 10, câte un 10, câte un 10 de 3 ori, da? Da. Foarte tare. Și după aceea ai scăzut, ți-o dat 49, băi, dar ce rapid ai făcut, mă. 10, 10, 10, de 3 ori, 40. Minunat. Minunat, mă, Mihai. Ai o tehnică foarte rapidă, foarte tare ești. În viteza cea mare faci căderile astea. Hai. Să știi că eu am să mai povestesc și la prieteni așa pe stradă pe care îi găsesc și le spun ce viteză ai, ce viteză mare ai tu la adunare și la scădere acum. Deci, dar asta nu o știi. 79 scăzut 47. A, este 32. De unde știi? Băi, Mihai. Te-ai prins de asta că dacă scazi pe unul și rămâne celălalt prieten. Hai, spune-mi, cum ai făcut aici? În 40 face... Din 7 de 10, din 7 de 10 ai scăzut pe 4 de 10. Nu, 4 de 10 au căzut. Așa, ai scăzut 4 de 10. Și cum ai scăzut din 7? Din cei 7 de 10? Cum ai scăzut? 1, 1, 1, 1, nu? De 4 ori. Păi face... Păi face 3... Păi face... Face... Cred 39. Am înțeles, 39. Și pe urmă pe șaptele ăla, nu? Uh-huh. Da, Mihai. Dar uite-mă, Mihai, eu am să te învăț ceva foarte tare. Mai întâi scade pe ăsta 7-le din 4. 7, 9 scăzut 7, cât faci? 9 scăzut 7, că știi tu cât faci. Cât face 9 scăzut 7? Este... 2. 2. 2, da. Așa. Și pe urmă, din 7 scăzut 4, 7 scăzut 4, este 3. Și gata, a ieșit rezultat. Foarte repede. Mihai, să știi că... De acum s-a deschis pentru noi o discuție foarte frumoasă, foarte interesantă. Ne oprim în seara asta aici și eu sunt foarte, foarte bucuros. Spune să vină un pic Măriuca, să spun ei ce vreau eu să faci tu ca temă. Măriuca, uite cum am făcut eu pe 10 descompunerile așa cu scăderile. A ajuns să scrie ordonat așa pe pagină, știi? Cum este scris aici, Măriuca, și vei vedea în film, să fac el pentru 9 și pentru 8. Dar uite... Uite, pentru 10. Uite-te pe la tabla mea. Uite la tabla. Da. La tablă te uiți și vezi. De fapt, vei vedea în film. Că 10 care sunt două numere care se facă 10. Da. Și pe urmă, imediat, să scrie asta. Vreau să scrie el, dar să fie ordonat. Cum e pe tablă la mine, așa să fie și el. Da? Îl ajut, îl supraveghez. Adică trebuie să transcrie ce de pe tablă? Da, să facă el, dar pentru 9 și pentru 8 să o facă el. Ah, ok. De 10 e făcut aici. 98, ok. 98. Și supraveghează ca să poată să scrie ordonat și frumos. Bine? Da. Asta e sarcina ta. Și mâine la ora 4 ne vedem. Da. Bine, Măriuca. Pa. La revedere. Pa.
La revedere, Mihai. Deja a plecat. O plecat. Și ăla la revedere foarte rapid. Bravo. Oprește înregistrarea, da. Măriuca. La revedere. Da.